Se desfășoară pe o perioadă de 10 zile, din 24 august și până în 2 septembrie. Începem în 24 august, de ziua Sfântului Bartolomeu, așa cum a început târgul în anul 1353. Atunci târgul ținea 2 săptămâni, noi îl ținem numai 10 zile. Am mai explicat de mai multe ori faptul că acel târg din 1353 a determinat o dezvoltare excepțională a localității Bistrița, care a devenit oraș și a devenit un centru important în zona asta. Târgul respectiv, funcționând ca motorul principal al acelei dezvoltări. Deschiderea festivă o să avem vineri 24 august la Palatul Culturii. În fiecare seară, atât în Heidenfeld, cât și în zona centrală, vor avea loc acțiuni culturale. În Heidenfeld, așa cum am obișnuit, va fi folclor și aș dori să subliniez participarea unor ansambluri importante, Comorii Ardelene din Turda, Flori de Romanaș din Olt, Doina Gorjului, Mara din Sighetul Marmației, Florile Bâlzavei Timiș, Dorul Sădmărene din Satul Mare și Meșteșul Zalău. Și va fi pentru prima dată când Cununa de pe Someș va avea un spectacol complet ca ansamblu profesionist. Pe scena din centru, normal, muzică modernă, capetele de afiș vor fi Alina Eremie, Liviu Teodorescu, Lidia Buble, Andreea Bălan, Carbo, DJ Adrian Eftimie, Ștefan Bănică Junior și Delia. Cam ordinea în zilelor în care vor apare. Sâmbătă 25 august de la ora 20 pe scena de pe pietonal va fi un concert nu simfonic pur, un colaj simfonic ABBA cu orchestra Transilvania. Iar joi 30 august de la ora 19 în Biserica Evanghelică va fi un concert extraordinar Ștefan Pop and Friends.